Cele 18 administrații locale, alături de reprezentanții ai societății civile și mai mulți parteneri privați din zonă, s-au întâlnit în Comuna Lăpușata, în cadrul celei de-a doua întâlniri de consultare a Asociației Grup de Acțiune Locală Cernaulteț. După ce au efectuat o scurtă analiză a datelor culese din teritoriu, reprezentanții asociației și-au stabilit un set de priorități strategice pe care le-au supus unor discuții între membrii parteneriatului. Printre propunerile edililor s-au numărat achiziționarea unor utilaje pentru situații de urgență, modernizarea unor punți pietonale sau realizarea unei rețele de iluminat public modernă. Deci, de urgență, este bine ca prima dată să apeleze la măsurile dânșilor, care până vin banii la noi, august-septembrie, este bine să acceseze fondurile, cât practic pe aceleași axe accesează și ei, să rămână la localități, să putem să luăm lucrări mai mari. Dacă luăm fiecare câte un bun cu toate echipamentele, am mâncat mai mult de 3/4 din bani. Și un bol de la o localitate sau un tractor cu remorcă este minimul necesar pentru desfășurarea activității. Maluchii ar vrea pe ISU să achiziționeze un bol de excavator cu tot ceea ce ține de echipamente și o autobasculată de dimensiuni mai mici ca să pot să intru pe orice drum. Și o piață agroalimentară pentru producătorii agricoli. E o idee foarte bună asta cu piața. Chiar am achiziționat terenul deja de la un SF-ul și, în limita fondurilor pe care vom dispune, demarăm. Ați fi dispus să eventual să veniți noastră cu o cofinanțare în cazul în care va fi nevoie? Adică veți vedea după ce elaborați SF-ul ce valoare? Până la 50% lucru. La Peșteana, ca prioritate, ar fi noi avem săptămânal târg, săptămânal, și să autorizăm un târg de animale. Târg de animale. De asemenea, iluminatul public, sunt vecin cu domnul de la Glăbile, să nu rămânem în urmă. Să modernizați iluminatul public. Da. Și a treia problemă ar fi dispensarul comunal. L-avem în interior amenajat, în exteriorul și acoperișul. La Cenișoara avem două priorități. Să reabilităm și să modernizăm primăria. Da. Și avem să reabilităm 4 podece care impun niște fonduri necesare pentru că nu mai corespund, nu mai sunt podețe mici, podețe peste pârâul Cernișoara și peste anumite zone unde sunt imperios necesare. Eu aș opta, Stăneștiu, pentru un buldo-excavator multifuncțional cu toată gama de accesorii, un tractor cu remorcă. Astea ar fi prioritare. Văd că toți au probleme, de fapt asta este, fiecare localitate are problemele ei, sunt lucruri care unii rezolvă mai ușor, unii mai greu. Ne-au luat-o înainte colegii mei cu situațiile astea de urgență, noi avem și Cerna și problemele și afluențe ceilalți care sunt, cred că un budo excavator, bineînțeles cu toate accesoriile, da. Un tractor, tot așa cu accesorii, cu o lamă de zăpezire, cu tot, pentru a le folosi și iarna. Și mă gândeam, dacă privații nu vor depune nimic... Nu se poate așa ceva, vă spun, vom avea... Acum aștept, eu nu vreau acum să zic, domnule, a pus-o la mâna pe tot, primăria și noi ca privați nu putem să ne... Așa. Așteptăm și de la ei să vedem ce vor să facă. Modernizarea iluminatului public, da. În trecerea pe LED-uri. Asociația Grup de Acțiune Locală Cernaulteț cuprinde teritoriul aferent a 18 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea. Berbești, Roșiile, Lăpușata, Cernișoara, Sinești, Lădești, Mateești, Roiești, Popești, Peșana, Copăceni, Glăvile, Livezi, Stănești, Fârtățești, Scundu, Tetoiu și Zătreni.